Aș vrea să citim din același capitol din care a citit și fratele Luigi, capitolul 2 din Faptele Apostolilor, dar de data aceasta vrea să citim de la versetul 41 până la încheierea acestui capitol, versetul 47. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să mulțumesc fratelui Nelu pentru buna primire. Mulțumesc din toată inima că m-a făcut absolut faimos acolo unde locuim la hotel. Băieții aceia chiar de la Valet, de acolo, n-au văzut niciodată o mașină așa fain. M-au invidiat, mă cred ceva ștab mare și mă simt grozav. Mulțumesc foarte mult, frate Nelu. Mulțumesc pentru primirea voastră întotdeauna foarte călduroasă și plină de dragoste. Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să mulțumesc și fratelui Luigi. Mi-a făcut o mare bucurie să-l văd pe el și pe Carmen. Mulțumesc, Luigi, pentru cuvintele frumoase care le-ai spus despre mine. Domnul să te ierte pentru păcatul ăsta și să mă ierte și pe mine că mi-au plăcut. Vreau să îi spun și lui David că și eu am ascultat predicile altuia înainte să le predic, așa că nu, să nu-mi atribui originalitatea la tot ceea ce spun. Deci asta facem, de fapt. Este un scriitor român pe nume Liceanu care spune că de la o anumită vârstă uitarea devine o mare binecuvântare. Uiți ceea ce ai ascultat, predicile care le-ai ascultat, cărțile care le-ai citit și încep să crezi că sunt ideile tale. Și eu sunt într-o asemenea perioadă acum în viață. De aceea m-au trecut la tineret, m-au pus evanghelist, de la păstor la evanghelist. Probabil o să ajung la școala duminicală pretty soon. Pe măsură ce dai în mintea copiilor, nu? Ajungi la copii. Ei, vreau să vă spun această dimineață că sunt plin de bucurie să fim la cina Domnului. Cred că ați sesizat deja din textul acesta că una dintre caracteristicile primei comunități creștine era că ei stăruiau nu numai în legătura frățească, deci mergeau la picnic, cum a fost dumneavoastră ieri, nu? Dar stăruiau în frângerea pâinii, ceea ce în limbajul Noului Testament era, luau cina Domnului foarte des. Dacă ați observat mai târziu, spunea că ei frângeau pâinea acasă în fiecare zi. Pentru că atunci când Domnul i-a învățat pe ucenici în odaia de sus să-și aducă aminte de suferințele lui, de moartea sa, ucenicii au interpretat mai degrabă cina Domnului ca un lucru zilnic de făcut. Ori de câte ori au mâncat o pâine și au adus aminte că așa cum se frânge pâinea pe masa lui, s-a frânt trupul Domnului. Mai târziu, biserica a făcut o instituție, dacă vreți, o ceremonie religioasă. Slavă Domnului că noi avem la o lună. Unele biserici au în fiecare duminică, ori de câte ori se duc, și nu cred că este deloc rău. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că o facem la 30 de zile, pentru că psihologic, dacă repetăm un lucru la 30 de zile, nu-l uităm niciodată.
Dacă îl repetăm un lucru, ne aducem aminte de el, îl vom ține minte toată viața. E un termen foarte bine ales. Ei, vreau să vă spun că prin anii 60 în America s-a întâmplat un lucru foarte ciudat și din America, așa cum se întâmplă, se răspândesc lucrurile în toată lumea. Noi molipsim lumea, dacă vreți, și cu bine și cu rău. Prin anii 60 s-a întâmplat o schimbare majoră în modul în care mass media americană prezenta viața din America. Până la anii aceia, ziarele scriau despre oameni mari care au făcut mari invenții, care au făcut schimbări pozitive în societate. După aceea au început să scrie despre sportivi, despre stele de cinema, despre oameni care ne-au produs distracție și cu asta ne-au introdus ideea că scopul vieții nu este sentimentul datoriei, nu este responsabilitatea față de ceilalți, ci mai degrabă este să ne distrăm și să ni se facă servicii. De atunci ziarele scriu despre mari fotbaliști, mari actori și astăzi societatea îi plătește cel mai bine pe aceștia, nu? Nu îi plătește pe doctori așa de bine, nu? Ăștia, domnule, te chinuie, scot măselele, te taie, eu știu. E adevărat că salvează viața, dar sportivii sunt mult mai importanți, nu? Trăim într-o lume care cere distracție, care caută împlinire, nu? Care așteaptă servicii. Să știți că modul ăsta greșit, profund greșit, pe care mass media americană a început să-l propage, a venit în biserică, a venit în gândirea creștină. Creștinii nu au mai venit la biserică să slujească altora, nu? Ci să fie slujiți. Au venit la biserică să fie distrați și trendul major al societății americane astăzi în biserică te duci să te distreze, să te întrețină biserica, să-ți ridice spiritul biserica. Nu este lucru foarte rău, dar moare simțul de responsabilitate. Și atunci venim la biserică să primim darurile Duhului Sfânt, să ne dea Duhul Sfânt daruri, să ne facă să ne simțim bine. N-ați fost supărați când vor întreba frații, zice, cum v-ați bucurat la biserică? Întrebare care nu este chiar inofensivă, să știți, pentru că oamenii se duc la biserică să se bucure. Până și Duhul Sfânt trebuie să ne producă bucurie. E adevărat că ne aduce bucurie. Dar nu cumva uităm de responsabilități? Nu cumva uităm de obligațiile care ni le cere Duhul Sfânt? Pentru că Domnul a spus, stați să primiți o putere și veți fi martori până la marginile pământului. Asta nu prea ne place, nu? Am citit că în perioada aceea un teolog american, sesizând această alunecare a societății spre servicii, distracții, nu? Entertainment, a scris niște cuvinte tulburătoare care au spus cam așa: vreau Dumnezeu de $3. Suficient să-mi aducă liniște, dar nu prea mult să-mi tulbure conștiința. Suficient să-i simt căldura și confortul pântecului, dar nu prea mult să am durerile nașterii. Este încapsularea, dacă vreți, într-o singură pastilă, într-o frază, acestei mentalități a lumii în care noi trăim, a creștinismului în care noi trăim. Citind cuvintele astea care m-au tulburat foarte mult, am continuat mai departe și am parafrazat cuvintele lui cu următoarele expresii. Vrem Duhul Sfânt, dar nu prea mult. Suficient să mă pot lăuda că îl am, dar nu destul să-i aparțin eu lui. Suficient ca să am carisme, dar nu destul pentru caracter. Suficient să fiu mai bun ca alții, dar nu destul să fiu mai bun ca mine însumi.
Suficient să-mi aducă aplauze, dar nu destul să-mi ceară slujire. Vreau Duhul Sfânt numai cât pot controla și nu prea mult ca să mă controleze El pe mine. Îl vreau un râu pe care să-l pot trece cu piciorul și nu ape vijelioase ca să mă poarte unde vor ele. Îl vreau briză mângăietoare și nu vâjuit de vânt puternic. Cuvintele acestea vorbesc despre mine, cel de astăzi, despre creștinul de astăzi, căruia Domnul le-a spus, eu plec la cer și mă bizui pe voi că vă veți duce în toată lumea și veți duce mesajul mântuirii tuturor neamurilor pământului. Și noi ne-am făcut biserici foarte comode, extrem de luxoase, cu bănci confortabile, cu aer condiționat, cu muzică foarte bună, cu predicatori care ne întrețin și ne fac să ne simțim bine. Și nu ne ducem în toată lumea, cum a zis Domnul, nu ne ducem nici măcar în vecini, să spunem celora de lângă noi că avem nevoie de, că au nevoie de Hristos și de mântuirea Lui. În dimineața asta aș vrea să vă provoc și n-aș vrea să o luați ca o judecată sau eu știu un cuvânt pentru dumneavoastră, un cuvânt pentru mine prima dată. Întotdeauna am învățat să predic prima dată pentru mine și urmă pentru ceilalți. Am auzit odată, vă rog să mă scuzați, asta se cheamă diabet. Am călătorit odată cu Iosif Țon și cu Aurel Popescu, doi oameni mari ai fraților baptiști. Eu eram șoferul lor. Probabil m-au luat că eram pentecostal. Aveau mai multă încredere în mine. Și i-am auzit discutând în spate, zicea Popescu, măi Iosif, ce o să le predici la ăștia? Mergeam undeva în Oregon, la o universitate de acolo. Și zice, nu m-am gândit. Zice, știi ceva? Predică chestia despre umilință. Dar de ce, zice asta? Păi zice, dacă mai predici odată, poate o înțelegi și tu. De ce am învățat de atunci, de la experiența asta, ori de câte ori predic, să predic în așa fel că poate mai învăț și eu ceva. Să știți că la înălțarea Domnului Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură că El s-a arătat la peste 500 de frați după ce a înviat dintre cei morți. Ceea ce mă scandalizează pe mine că în odaia de sus n-au fost decât 120 și mă întreb unde or fi fost ăia alalți. Dar ăștia 120, să zicem, cei mai devotați, cei mai buni dintre ei, pocăiți și cei mai pocăiți, așa, Domnul le-a spus, mergeți la Ierusalim și așteptați să primiți Duhul Sfânt, să primiți o putere de sus și apoi să plecați în toată lumea, începând din Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și m-am gândit foarte mult, Doamne, dar oamenii aceștia erau foarte educați. Cum eu vă atrag atenția să nu mai ziceți despre apostoli că n-au fost educați, nu? Că au fost niște pescari analfabeți. Or fi fost ei cândva, nu? Dar au fost la școală. Au fost la școala, la seminarul Domnului Iisus Hristos, celui mai bun profesor care a existat vreodată. Okay? Au fost la cea mai înaltă școală posibilă, teologic, dacă vreți. Erau educați. În al doilea rând, oamenii aceștia aveau experiență, pentru că școala pe care au făcut-o n-au fost o școală de asta care te ia de undeva, te duce într-un turn de fildeș departe, într-un alt oraș, nu? Într-un campus universitar și apoi vii înapoi și nu mai accepți lumea în care ai venit și nici ea pe tine, că te-a rupt de realitatea în care ai trăit până atunci. Ăștia au muncit împreună cu Domnul Iisus Hristos. A fost o școală din aceea în care au făcut practică în fiecare zi, dacă vreți.
Ceea ce au învățat cu Domnul, au experimentat între oameni. Și în al treilea rând, avea o reală chemare din partea lui Dumnezeu. I-a chemat Domnul Iisus Hristos direct pe nume. Păi, Domnule, să ai chemare direct de la Dumnezeu, să ai o cea mai bună școală și o experiență vastă, nu? Păi ce-ți mai trebuie? Noi am candidat la posturi de, cine știe, episcop sau chiar papă, nu? Cu asemenea calificări. Dar Domnul a spus, nu e suficient, băieți, să fiți educați, să aveți experiență și să aveți o chemare. Aveți nevoie de putere dacă vreți să plecați în lucrarea lui Dumnezeu. Nu plecați fără puterea lui Dumnezeu, nu plecați fără această înzestrare. E bine, dacă are nevoie biserica de astăzi de ceva, este de puterea Duhului Sfânt pe care ne-a fost promisă de sus. Puterea asta unii o consideră că strigă tare la predică. Eu am cunoscut de-a lungul vieții mele niște oameni care aveau un plământ de boxier și care strigau foarte tare și ziceau că asta e putere. Nu, nu neapărat. Poți să vorbești foarte încet, dar cuvintele tare să fie foarte dure, foarte aspre, foarte puternice, să pătrunde și să despice sufletul de duc, dacă vreți. E bine, este un ovăsir aplicat la Domnul de multă vreme, al lui George of God, l-a chemat el Lauri. Poate că unii din dumneavoastră îl știți, l-a mai văzut pe la convențiile lui George of God. Omul ăsta a scris câteva cuvinte care spun așa: am început să strig în ziua, din ziua când povara păcatului mi-a fost luată de pe umeri și de atunci n-am încetat să strig în gura mare. Strigătul meu nu este un semn al puterii, ci un semn al bucuriei. Eu nu m-aș bucura să strigăm, să sară tavanul ăsta în sus de bucuria prezenței lui Dumnezeu între noi. Nu să facem o demonstrație cât de mari și de puternici suntem noi în cele spirituale. Este o poveste foarte drăguță că la o paradă din asta de anul nou, știți că multe orașe se fac părăți de anul nou cu care alegorice, cu tot felul de minuni și s-a oprit toată coloana aceea uriașă pentru că un car din ăsta alegoric nu mai avea benzină, s-a gătat benzina de la el. Râsul tuturor a fost că în timp ce venea unul cu o canistră de benzină să pună în mașina aceea, au citit că ăsta era de la Standard Oil, reprezenta compania de benzină a Americii, care rămăsese fără benzină. Nu? Tot la fel de caragios arată și Biserica lui Hristos, nu? Căruia i s-a dat puterea Duhului Sfânt, care este totalmente lipsită de putere. Nu? Ne-am oprit în mijlocul drumului, nu mai merge. Avem nevoie de putere ca să ducem mărturisirea noastră până la capăt. Nu putem pleca pe baza educației noastre, pe baza experienței noastre și nici pe baza chemării. Acum, când e vorba de chemarea Domnului, aici este o chestiune care nu se poate verifica. Nu? M-a auzit pe cineva care a spus-o foarte clar: mă, fraților, eu nu am educație, nu am experiență, dar l-am pe Domnul. Acum, n-am putut să-l contrazicem cu chestia asta, nu? Dar ar fi putut să vedem că l-are pe Domnul de multă vreme, dacă era Domnul într-adevăr cu el, nu? S-a mișcat ceva dacă era Domnul cu el. Dar nu s-a mișcat nimic. Avem nevoie de putere pentru a face semnele care însoțesc Evanghelia, nu? Nenorocerea este că noi am vrea să le vedem aici în biserică, nu? Semnele astea sunt pentru câmpul misionar, acolo e nevoie de minune, acolo e nevoie să demonstrezi că Dumnezeu este cu tine. Noi am vrea să ne distrăm aici în biserică cu ele, să-L vedem, așa să sară minunile așa ca popcorn, nu, în timp ce noi predicăm sau cântăm în biserică. Știți de ce nu vedem noi minuni în bisericile noastre? Pentru că ele nu sunt pentru
aici să ne distreze pe noi. Ele sunt să ne însoțească ca semne ale vestirii Evangheliei în câmpul misionar. Dar dacă noi nu ne ducem, nici Dumnezeu nu ne dă. Ele însoțesc Evanghelia când te duci cu ea până la marginile pământului. Vorbiți cu misionari, slavă Domnului că și noi români avem destul de mulți misionari acum, aproape în cele mai periculoase locuri din lume. Sunt bucuros și mândru în același timp de lucrul ăsta. Vorbiți cu ei să vă spună ce minuni extraordinar văd băieții și fetele alea care se duc între musulmani, între hinduși sau cine știe pe unde. Dumnezeu lucrează cu minuni cu acești copii. Noi am vrea să vedem aici în biserică, să stăm cu minți frumos, la aer condiționat, să vedem și ceva minuni dacă, nu? Și atunci unii dintre păstorii de astăzi încep să facă câte una, nu? Îi spuneam lui fratele Galeș, cu care am lucrat mulți ani la Chicago, spuneam, mă, frate Galeș, hai să ne apucăm de prorocie și noi, domn. Venea câte cineva, umbla lumea după el, proroc. Spuneam, mă, frate Galeș, domn, suntem mai deștept că la ca tipul ăsta. Am putea să le ticluim mult mai hai decât el, nu? Da, zice, dar mințim. E adevărat de asta, nu minte și uite cum îl crede lumea. Problema care e? Că lumea crede foarte repede minciunile. Adevărul nu-l crede. Ne-am făcut o poză cu fratele Luigi și cu păstorul dumneavoastră acolo în hol și spuneam, frate Nelu, pune-o pe Facebook și scrie că fratele Ascău și Luigi s-au mutat în Florida. Zic, te asigur... Nu mă o să capesc foarte multe like-uri imediat, nu? Sau câteva semnale de alarmă, să ai grijă. Dar vei fi extrem de popular și cei mai mulți vor crede minciuna asta. O vor crede foarte repede. Când vezi că se îngroașe gluma, scrie că nu e adevărat și nu o să te creadă nimeni. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, iubiți frați și surori, să trăim în sfințenie și de a rezista ispitelor. Avem nevoie de puterea asta din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a-L birui pe cel rău. Diavolul nu fuge de predicile noastre, nu se teme de cântările noastre, nu se teme de rugăciunile noastre, se teme de Duhul Sfânt care este în noi, de puterea lui Dumnezeu, de asta se teme. Ea ne dă autoritate să-i poruncim să plece și atunci ascultă, pentru că el știe că puterea lui Dumnezeu care este în noi, este autoritatea care ne-a dat-o Dumnezeu să călcăm peste șerpi și peste năpârci. Satana nu se sperie de programele noastre religioase. În cel de-al doilea război mondial a fost o experiență foarte interesantă. Un bombardier american care a zburat să bombardeze orașul Kassel din Germania a fost lovit de artileria germană. A reușit să se întoarcă la bază, culmea, și din cercetările mecanicilor s-a descoperit că a fost lovit de 11 proiectile de artilerie, unele direct în rezervorul de benzină. Nu s-a întâmplat nimic, minune mare. Ăștia au găsit proiectilele, le-au scos afară, le-au deșurubat și au găsit niște hârtii înăuntru, pe care scria așa, atât am putut face deocamdată pentru voi. Proiectilele erau produse de cehi, care au fost duși de Hitler, de nemți, să lucreze forțat în fabricile lor de muniție. Și ăștia, în loc de praf de pușcă, au pus o lozincă frumoasă, un răvaș, o carte poștală pentru americani. Okay? Nu cumva biserica de astăzi are asemenea proiectile pentru Satana? Lozinci, câteva lozinci, câteva versete, câteva afirmații. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Numai de puterea asta va fugi cel rău din viața noastră. Dar Duhul Sfânt n-a adus numai putere, ci a adus ceva
încă un lucru de care noi am avea foarte mare nevoie în biserica de astăzi, a adus pasiune în inimile oamenilor pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Dintr-o dată n-au mai plecat acasă. S-au adunat la oaltă. Așa de mult au iubit împărăția lui Dumnezeu pe Hristos și pe frați, că și-au vândut averile și s-au mutat să stea toți împreună. A pus pasiune în inima oamenilor pentru Hristos. Am fost în Sacramento, era adevărat mult mai tânăr, cu vreo 20 și ceva de ani în urmă, după ce am predicat la o biserică, a venit cineva la mine, puțin mai în vârstă decât mine, și zice, mă, ai un card? N-aveam, nu? Am zis, oamenii faimoși n-au carduri, îi știe toată lumea. Am glumit eu cu el. Ce mă, fă-ți un card. Și atunci m-am aflat în treabă și am zis, frate, da, dumneatale, de unde vii? Din ce biserică, de aici? Nu, zice. Eu sunt membru în biserica pentecostală Kamikaze. În viața mea n-am auzit de biserică Kamikaze. Kamikaze erau piloții aceia japonezi care își încărcau avioanele cu bombe și se aruncau să sinucideau și loveau navele americane. În timpul celui de-al doilea război mondial, 1200 de astfel de piloți japonezi au scufundat 34 de vapoare de luptă mari americane. Fanatici cât vrei. Noi înțelegem Kamikaze fanatici. Kamikaze înseamnă vântul sfânt. Chiar m-am gândit, măi, ar fi grozav să numim o biserică Vântul Sfânt, nu? Kamikaze. Cum toți ne consideră pe noi pentecostalii fanatici, nu? Da? Chiar Kamikaze, domnule, să te sinucizi. Ce s-a întâmplat? În 1281, un han mongol pe nume Kubilai a atacat Japonia cu o flotă uriașă de nave pe care le-au construit, nave foarte mari pe vremea aceea. E ce s-a întâmplat? În timp ce era aproape de Japonia, a venit un vânt foarte mare, un taifun, pe care japonezii l-au numit Kamikaze, vântul sfânt, vântul divin, care a scufundat toată flota lui ăsta. Okay? Toată flota lui ăsta. E bine, când vine Duhul Sfânt în viața noastră, pune pasiune pentru Hristos, pentru împărăția Lui și suntem gata să murim pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Cântăm de multe ori în biserica noastră cântarea aceea, pentru Domnul suntem gata să murim, nu? Nu știu dacă ar fi foarte adevărat să stea cineva la ușă și să spună la stânga, la dreapta, care vrea împușcat și care vrea acasă. Cam toți am plecat acasă, nu-i așa? E greu să decizi să mori pentru Hristos când e mai ușor să trăiești, nu-i așa? Avem nevoie de pasiune pentru salvarea sufletelor, atâtor oameni nemântuiți din jurul nostru. 7 miliarde de oameni se pare că sunt în lumea la ora actuală. Lumea noastră, globul crește cu câteva milioane în fiecare zi. Suntem gata să mergem în această lume care are nevoie de Hristos? Avem noi pasiune pentru mântuirea acestor suflete? Criminalitate, sărăcie, boală, război. Europa este, știți bine, acum în războiul acesta din Ucraina, ce convulsii se petrec și ce se întâmplă. Am glumit cu un băiat, auzeam pe cineva vorbind rusește lângă noi la telefon și am zis, zice, ăsta e rus. Zic, a venit numai așa, fără tancuri, fără... Mi-am dat seama, ăsta era din Republica Dominicană și nu prea înțelegea exact ce vreau să spun eu. Și uneori încep să te simți bine când găsești unul care nu înțelege engleză așa cum înțelegi tu, mai slab la engleză ca tine. Și mi-a explicat de ăla că rușii de obicei unde intră cu tancurile, cu tunurile. Oh, ia, deci asta, praise God, ia.
avem nevoie de pasiunea aceasta pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru. A trebuit să o cerem de la Domnul. Și vreau să închei că ne apropiem de actul cinei Domnului și vreau să leg ceea ce spun acum exact de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Un alt lucru care îl duce Duhul Sfânt în viața Bisericii Domnului este că El aduce prezența Lui Hristos între noi. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să actualizeze prezența Lui Hristos în mijlocul Bisericii sale. Închinarea noastră pentecostală, și mulțumesc Domnului pentru grupa dumneavoastră de laudă și închinare, au cântat cu atâta pasiune. Închinarea noastră pentecostală ar trebui să aducă prezența lui Dumnezeu între noi. Și acesta este scopul închinării noastre, să actualizăm prezența lui Hristos în mijlocul bisericii sale. Nimeni și nimic nu poate înlocui pe Duhul Sfânt în acest act de a ne trezi conștienți la prezența lui Hristos în mijlocul bisericii. El a zis, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Ei, cel care actualizează, care realizează această prezență a lui Hristos în mijlocul nostru este Duhul Sfânt. Mă rog ca la cina aceasta a Domnului să ne lăsăm lucrați, prelucrați de Duhul Sfânt și să ne dăm seama că Domnul este prezent aici cu noi. Că nu luăm o simplă bucată de pâine, ci bucata aceasta de pâine reprezintă, ne aduce aminte, ne trezește mintea să înțelegem cum s-a frânt trupul lui Hristos pe cruce pentru fiecare dintre noi. Când bem din paharul acela, lichidul acela roșu ne amintește de sângele lui Hristos care a curs pe lemnul crucii pentru iertarea păcatelor noastre. Duhul Sfânt este acela care actualizează în mintea noastră, în sufletul nostru, prezența lui Hristos în mijlocul bisericii sale. Să ne lăsăm transformați de Duhul Sfânt. Lăsați ca puterea Lui, pasiunea Lui și prezența Lui între noi să ne facă să ne apropiem de aceste sfinte simboluri, de aceste sfinte simboluri cu toată inima, cu toată credința, lăsându-ne transformați de prezența Domnului între noi și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.